Moldova este o regiune mică, dar cu multe locuri frumoase. Casa memorială lui Ion Creangă a fost construită în anul 1830 de către Petre Ciobotaru, bunicul povestitorului. Până în anul 1951, casa memorială a rămas moștenire din generație în generație, după care Zahei Grigoriu, unul dintre mașii lui Ion Creangă, a cedat-o cu scopul amenajării muzeului memorial. Casa memorială Ion Creangă din Humulești a devenit în scurt timp unul dintre cele mai vizitate muzee memoriale din județul Neamț. Casa memorială reprezintă un tipic de arhitectură populară construită din bare groase lutuite cu o prispă îngustă de lut și un acoperiș larg de granită. Cetatea Neamț sau Cetatea Neamțului este o cetate medievală din Moldova, situată în apropierea orașului Târgu Neamț și la aproximativ 46 km de orașul Piatra Neamț. Așezată aproape de vârful cel mai înalt al culmii Pleșului, cetatea face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepțională din România. Cetatea Neamțului a fost una dintre cele mai bine întărite cetăți de care a dispus statul medieval moldovenesc. Cheile Bicazului reprezintă una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice ale țării. Situate în partea centrală a munților Hasmaș, aparținând Carpaților Orientali și fiind delimitate de la nord și nord-vest de Suhardul Mare, care are 1506 metri, și la sud-est de Suhardul Mic, care are 1352 de metri, fac legătura între județele Neamț și Harghita. Cheile, cu o lungime de 8 km, ce se întinde între stațiunea Lacul Roșu și satul Bicazul Ardelean, sunt formate de râul Bicaz și afluenții săi și leagă Transilvania de Moldova. Lacul Roșu s-a format prin deplasarea masei agricole depuse cu ocazia ultimei ere glaciare pe versantul nord-vestic al muntelui Gilgoș. Curând după obturarea văii, pădurea de brazi a fost inundată și arborii s-au pietrificat, oferind o particularitate rară întregului peisaj. În primii ani de la formare, lacul s-a extins mai mult, cam un kilometru mai sus, în Valea Pârâului, dar, de-a lungul timpului, parajul natural s-a erodat, nivelul apei stabilizându-se la nivelul actual. Mănăstirile din Moldova sunt unele dintre cele mai frumoase și mai vizitate obiective turistice din țara noastră. Fiecare dintre ele este unică în felul ei și este important atât pentru cultura religioasă a locului, cât și pentru turism, dintr-o mulțime de puncte de vedere. Pentru că sunt multe mănăstiri în această regiune, am pregătit o listă a celor mai importante 7 mănăstiri din Moldova. Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Voroneți, Mănăstirea Humor, Mănăstirea Arbore, Mănăstirea Moldovița, Sfânta Mănăstire Sucevița și Mănăstirea